Vă salut, prieteni, vă mulțumesc că manifestați interes și celor care o luați pe câmpii. A apărut altă specie acum de ăsta inteligent, dar nu mai comentăm. Știu că azi trebuia să fie partea a doua cu Neando, cum îi spun eu, domnul Ion Andone, dar se întâmplă lucruri și, după părerea mea, sunt lucruri importante, interesante. O să vorbim despre CFR Cluj, despre Dan Petrescu și ceea ce se întâmplă acolo, pentru că am citit de dimineață, sunt ca să se abțină ăia cu două, bă, ești după băutură, ești, nu, sunt după alergare și e foarte dimineață și fiind și sfârșit de săptămână e programul încărcat, așa că decât și am zis hai să vorbesc repede cu voi ca să fie timp și de alte lucruri, activități și văd că se scrie și am citit dimineață, se scrie în ziar despre ceea ce s-ar fi întâmplat la CFR Cluj și, după părerea mea, așa cum v-am spus, e foarte important și, dacă mai avem timp, vorbim un pic și despre ceea ce vor să decidă cei de la UEFA. Și văd că toată lumea e așa supărată, că domne, mamă, ce o să facă cluburile și păi o să discutăm și de asta dacă avem timp. Și citesc din gazetă, zice așa, ce scene șocante în vestiar la CFR Cluj. Culi oprit de coechipier să nu sară la Dan Petrescu. Și începem cu începutul. Ne făcând așa referire exact la acest articol, bă, Clujul în ultimii 4 ani a avut rezultatele care le-a avut și datorită, iar am capul strâmb, e de la păr, că am prea mult păr și dacă am venit de la alergare n-am mai aruncat gelul, că v-am zis, pe gelul nu l-am mai găsit la magazin și țin și eu pentru slujbă, pentru duminica. Și CFR Cluj, dacă câștigat așa ușor ultimii 4 ani campionatul, un mare merit îl au și cei de pe lângă echipă, ăia din umbră, cei care au făcut să nu ajungă la presă și aproape niciodată n-au ieșit lucruri din vestiarul CFR-ului. Adică a fost o liniște, oarecare liniște care i-a permis lui Dan Petrescu să se concentreze numai pe latura fotbalistică. Vedeți că sunt bine, antrenori între ghilimele. Sunt unii care răspund și spun, păi eu cumpăr pentru echipă din banii mei, le dau eu vin, le dau numai cei de fotbal, nu să par tu samaritanul din poveste. Nu, Dan Petrescu tot timpul a vorbit despre fotbal. Că a fost vorba de transferuri, de arbitraje, de joc, de echipă, fotbal. Și s-a concentrat, bine, de-aia și eu unde e Dan Petrescu, că e obsedat de fotbal și 24 din 24, la fel ca și Hagi, vorbește despre fotbal. E, asta a fost meritul celor de pe lângă echipă și al jucătorilor, pentru că, bă, chiar dacă câștigi 4 ani la rând campionatul, sunt doar 11, 12, 13 mulțumiți. Restul sunt supărați. Și fiind supărați, mai vorbește cu unul de pe la altă echipă, cu un prieten care ăla spune mai departe și apare în ziar, cu un ziarist care e mai apropiat de el sau îl întreabă, bă, ce faci, bă, nu te bagă trompeta asta de... Nu te bagă Dan Petrescu, că tu ești sculă și ăla ce dă-l, bă, băga, uite, bă, să zic ce s-a întâmplat și aia. Și pe urmă se duce vorba și apare la ziar. E, dacă vă uitați în ultimii 4 ani de zile, de la CFR Cluj nu prea au răsuflat lucruri. Chiar și când erau probleme mari cu banii. Echipa câștigase campionatul, juca prin cupele europene, nu venise banii de la UEFA și nu prea mârâia nimeni în presă. Și atunci, acum de la un timp, cred că odată cu venirea lui Șumudică și a continuat după aceea, au început să apară lucruri în presă. Și ăsta e un, pentru echipă, pentru cei de acolo, e un factor perturbator. Un factor care ți îndepărtează un pic atenția de la fotbal către alte lucruri. Și atunci
lumea vede cu alți ochi. De-aia am spus și continui să spun că odată apărute informațiile astea, șansele CFR-ului la câștigarea campionatului scad un pic. Nu grozav, nu spectaculos, dar scad. De ce? Pentru că vor apărea discuții. Jucătorii se vor uita strâmb unul la altul. Bă, cine a dat? Bă, avem unul în vestiar care vorbește. Bă, cine o fi dat? Bă, încrederea antrenorului în jucători scade un pic. Că uite voi, ce fac, ce zic, ce aia, la pauza meciului. Că spune aici și acum trecem la articol și continui să citesc din Gazeta Sporturilor lucruri, așa, fără a mai specifica de fiecare dată, că citesc, că voi vedeți că mă uit aici puțin în jos în telefon și vă dați seama că citesc. Zice așa, Dan Petrescu s-a certat cu Debeliuc la un moment dat, că iar un lucru care apare în presă. Domne, a zis că îl doare piciorul, Dan Petrescu a vorbit cu cei din conducere, bă, îl trimiteți la RMN, ăia i-au făcut programare și la a doua zi a venit pe teren. Gata, hai. Și a zis ăsta Dan Petrescu, bă, ce cu tine, nu erai antrenat, nu erai accidentat? Nu, că sunt bine. Bă, în fotbalul profesionist nu se fac de-astea. Bine, la noi nu e fotbal profesionist. Chiar dacă vorbim de Dan Petrescu, chiar dacă vorbim de campioana din ultimii 4 ani, la noi e o glumă de fotbal, o așa, o lăbăreală, spune un prieten de-al meu, și nu e ce ar trebui să fie, de-aia și ea de la UEFA, dar poate o să discutăm și de asta. Și zice, după ce s-a certat cu Debeliuc, a venit rândul și lui Culio. Croatul a fost trimis la echipa a doua, argentinianul va fi probabil titular în meciul următor. Dan mai are o relație proastă și cu Sigurdsson, internaționalul islandez, e supărat că a fost retrogradat de la schimbarea antrenorului. Și zice aici scene șocante, Culio oprit de coechipier să nu sară la Dan Petrescu. Debeliuc exclus din loc fiindcă a refuzat analizele. Zice, rezultatele slabe și problemele economice au șubrezit atmosfera la CFR. Antrenorul a avut recent conflicte cu 3 jucători, cele mai grave cu Debeliuc și Culio. Acum hai să luăm fiecare în parte, așa să discutăm un pic. Zice, pe veteranul Culio pe care Dan Petrescu l-a readus la Cluj din Liga 4 argentiniană. Adică ăsta juca, ca să înțelege, juca cu bucătari, juca cu măcelari, cu șoferi de tir care terminau cele 10 ore sau câte sunt permise de autoritatea, nu știu care, a șoferilor de tir pentru a munci pe zi, că restul trebuie să te odihnești și așa mai departe. Deci juca la amatori, că Liga 4 în Argentina nu cred eu că e vreo mare ligă. Și vreun nivel de mamă. Adică juca de plăcere, pe acolo să mai fie și el, să nu facă burtică, cu toate că a venit cu burtică la purtător când s-a întors. Deci juca așa, pentru sănătate. Cum mai mergem și unii dintre noi, chiar dacă suntem martaloși bătrâni, mergem să mai jucăm la sintetic sau un tenis de câmp sau ieșim să alergăm în jurul blocului ca să nu leșinăm, să ne vadă un vecin când fomităm la colț de bloc, că ne e rău. Și atunci, bă, eu nu prea cred. De ce nu prea cred? Pentru că, bă, cât ai fi de nervos la pauza unui meci. Acum să fim serios, nici Culio nu mai e Culio ăla când marca prin Italia sau pe nu știu unde. Culio arată mai mult a un bătrânel acum care, bă, mai încearcă și el să joace. Dar dacă nu era Dan Petrescu, juca la nunți, la botezuri și în Argentina, în Liga 4. Adică cât ai fi de nervos, bă, te aduce Dan Petrescu, te susține, că na, eu mi-aduc aminte de când a venit Culio numai idioțenie, adică îi dă lui ăla fără minge, trebuie să ia roșu, la meciul cu ăia nu poate să alerge, dă pasă la adversar, iese gol, dă un gol din penalti, dar și ăla îi trebuie vreo 2 atingeri să o bage în poartă, că apără portarul, până la urmă până să ridică ăla, ajunge bătrânelul și o bagă el în poartă. La ultimul meci de campionat, că nu înșel. Adică, bă, Dan Petrescu își arată susținere. În primul rând te aduce dintr-un campionat de amatori. După aceea te bagă să joci și toată lumea, bă, Dan Petrescu, ce-i bă cu Culio ăsta? Bă, dar nu, domne, Culio, atmosferă, foarte bine pregătit fizic. Bă, vedea toată lumea că ăla e mai aproape la fel de gras ca Dan Petrescu.
Nu că Dan Petrescu ar fi obez, dar Dan Petrescu are cu 15 ani mai mult decât Culiu, adică nu, să mai atrofiază mușchii, mai apare țesutul adipos, mai celulita, mai șunculița, mai și atunci, bă, l-a susținut, adică pe față așa, câteodată căzând în penibil Dan Petrescu, toată lumea știind cât e el de strict, de dur, de profesionist. Adică, bă, când ăla ne spunea că nu, domne, că e bine, că nu e gras, că aleargă, testele fizice, primul la antrenamente, deci am primit 3 la antrenamente. Păi și el când intra pe teren îi punea short-ul piedică. Adică, bă, l-a susținut. Eu n-am în cariera lui Dan Petrescu, nu cred că a susținut vreodată vreun jucător mai mult decât l-a susținut pe Culiu ăsta. Bă, și ăsta zice, domne, antrenor secund, Culio, cu mine, bă, adică, Culio zici că e nevastă asta, zici că e Messi, zici că e Frank Lampard, sau nu știu, că a jucat, Dan Petrescu jucând prin anul, le-a mai jucat cu ăștia meseriași. Adică așa susținere n-am văzut niciodată. Și ăsta să sară la bătaie. Bă, avea el sângele de tango, de argentinian, de ce o avea el. Bă, dar asta mi se pare o nesimțire și o lipsă, în primul rând, de bun simț, că ăla te ia, te aduce, te... După aceea de profesionalism, adică, bă, până la urmă, Culio nu-i niciun Messi, frate. E un jucător care, da, a venit de nicăieri în România, da, a făcut niște meciuri bune, da, a plecat, da, s-a întors. Adică nu e vreun Messi al... E un jucător util, un muncitor, nu e vreun mare fotbalist acum să accepte Dan Petrescu lucrurile astea. Și de-aia zic că, bă, să faci lucrul ăsta mi se pare un pic aiurea. Spune aici în articol, zice, Culio a reacționat nervos în pauza meciului cu Alkmaar când a fost anunțat că urma să fie înlocuit. Martorii din vestiar. Martorii pot fi jucătorii, nu? Că cine mai intră în vestiar? Dar nu e nici interogatoriu. Adică, de-aia zic că încrederea va fi zdruncinată acum. Că martorii din vestiar, păi la un meci cine intră în vestiar? Doar la clincen mai intră un somnerier, un desface vinul, miroase dopul, mai și la pauză. Dar în rest la echipe profesioniste de fotbal așa nu intră nimeni, la multe echipe nu intră nici președintele la pauză. Intră masorii, doctorul, antrenorii secunzi și principalul și fotbaliști. Atât! Adică nu, nici înainte, hai, după meci mai vine unul la, hai să vă felicit băieți din conducere, dar nu, martori, deci ăștia sunt martorii, jucători, sau din staff de acolo, sau, deci, de-aia zic că acum toți să vor uita strâmb la ăla de lângă ei și vor avea grijă, ce vorbesc, ce zic, ce, de-aia zic că CFR-ul la nivel de încredere în lot și antrenori, jucători, așa va avea probleme și de-aia spun, odată cu numirea lui Panduru la Craiova, coptarea lui în staful tehnic, cresc șansele Craiovei și cred că Craiova chiar ar putea să aibă un cuvânt greu de spus anul ăsta. Cu Regenkamp, cu Panduru, liniște la echipă, condiții de 5 stele, deplasări cu avionul, cu măști personalizate, echipament de prezentare, preparator fizic, dita mai staful, adică Craiova începe să arate occidental. Nu că înainte n-ar fi arătat, dar Craiova de la an la an face progrese. Și eu am spus, Panduru, după părerea mea, e numărul 1 în ceea ce era numărul 1 în ceea ce făcea la postul de televiziune unde lucra. Iar cum vede jocul și asta, am văzut-o cu toții, deci pentru mine Panduru locul 1, 2 și 3 și așa va rămâne până mă voi angaja eu la vreun post TV ca să comentez meciurile, să le analizez. Deci până atunci Panduru va fi locul 1, 2 și 3. Pe urmă vom vedea. Deci, de-aia spun. Pe urmă zice așa, aici în continuare zice, martorii din vestiar povestesc că sud-americanul a fost aproape de un conflict fizic cu Petrescu. Până când alte persoane din cabină au intervenit și au stins disputa. Băi, dacă s-a întâmplat așa e grav. Eu dacă s-a întâmplat așa nu cred că Dan Petrescu accepta ca domnul Culio să mai facă parte din lot.
Adică cred că e cea marș la echipa a 5-a în Argentina, unde ai fost tu, bă, reziliați contractul, e greșeala mea, domne, m-am înșelat, afară cu Culio, că, bă, dacă ai acceptat de la Culio, ai pierdut vestiarul. Putea să fie și oricine. Bă, dacă tu, ca Dan Petrescu, s-au întâmplat lucrurile astea și pe salba să joace, îl ierți, treci cu vederea, chiar dacă și-a cerut scuze după, chiar dacă, indiferent ce s-a întâmplat după, dacă nu dai un exemplu și îl trimiți măcar o perioadă de timp limitată la echipa a doua, nu-l excluzi, ai pierdut vestiarul. Pentru că o să facă și Omrani, o să facă și Alibec, o să facă și Camora, o să facă toți aceia care se cred pe acolo lideri sau chiar sunt liderii vestiarului. Păi zice, păi stai mă, ce băi, Culio, ce are trei bile? Ia mai dă-l, bă, că nu ne ajută cu nimic martalogul ăsta. Că așa se vorbește între jucători. Asta că, domnule, suntem o familie, un grup, ne iubim între noi, suntem mamă, bă, există, dar sunt duse așa la extreme pentru a da bine, la ziar și la... Bă, dacă nu-l halești pe unul, nu-l halești, frate, și gata. Și e greu acolo cu martorii, cu staff-ul, cu aia sunt 40 de persoane, da? Staff-ul tehnic, care... Sunt tot timpul în contact, da? Antrenorii, jucătorii, masorii și doctorul, da? Sunt 40, că sunt 20 ceva de jucători la CFR Capopa. Mai sunt 5-6 în stafful lui Dan Petrescu, uite cum sunt 30. Mai sunt 2-3 masori, 33, cu doctorul, cu un asistent, 35. Femeia sau omul de la ăia de la spălătorie, ăla care e magazionerul, ăla care mai spală ghetele, de sunt 40. Care ăștia să văd zi de zi și stau 3, 5, 6 ore împreună. N-ai cum să-i halești pe toți, că e cam viață, ca și cu vecinii, cu colegii de servici, că asta e o muncă, tu, bă, e fotbalist, da, bă, dar să duce la servici, da? Și n-ai cum să-i halești asta cu suntem o familie, ne iubim între noi, mamă, ce... Nu! Ești prieten cu 2-3 mai apropiați de vârsta ta mare care și de regulă cum? Ăia căsătoriții mai în grupul lor, ăia mai singurii, mai tinerii, depinde de ce prieten mai au cu ăia, dar bă, dacă eu sunt burlac de moment, că am 18 ani și tu, nu știu cine, deac, ai 40 de ani și 3 copii. Și, bă, păi ce, unde să ieșim noi împreună? Că eu caut să mă duc la grădina zoologică, caut să mă duc în parc, pe feleac sau nu știu unde să se joace copiii, caut un restaurant să aibă loc de joacă sau o grădină, o terasă, ca să mă uit și la copii. Tu la 18 ani ce cauți? Tu mă cauți un, poate cauți o discotecă, poate cauți un restaurant, nu ții cont că are terasă, n-are loc de joacă, te duci la un restaurant unde îți place să mănânci. Nu prea ai activități comune. Tu te duci la teatru de păpuși cu copiii și cu nevasta, ăla vrea să vadă un film de acțiune cu Rambo. Deci nu prea merge. De-aia zic că, bă, nu ești prieten. Salut, respect, ce faci, ce da. De-aia sunt grupuri. Nu grupuri care afectează tot, grupulețe, nu care afectează grupul, găști, sunt în funcție de vârstă, de preferințe, de starea civilă, de multe lucruri. Și atunci, normal că ăștia lucrând împreună și acolo, o să fie o neîncredere. Pentru că, bă... Păi cine a dat la ziar? Bă, a apărut aia cu bătaia, s-au bătut aia cu Șumudica, a mai zis și Șumudică câte ceva, a apărut cu banii, a apărut cu nu știu... Deci apar din ce în ce mai multe și asta afectează. Dacă s-a întâmplat așa cu Culio și el va juca cum scrie în ziar, va juca titular următoarea partidă, dacă s-a întâmplat așa, e un mare semn de întrebare și Dan Petrescu cred că a pierdut vestiarul în momentul respectiv. Dacă nu s-a întâmplat așa, nu vom afla niciodată. Nici oamenii ăștia nu scriu la ziar că au auzit ei în stele. Sau, bă, de undeva s-a auzit, de undeva a ieșit informația. Deci, de-aia spun că CFR-ul scade un pic. Pe urmă cu domnul ăsta...
Uite, mai spune mai departe, ce unele surse din club confirmă scandalul, dar îl descriu diferit. Petrescu și Culio și-au vorbit urât în vestiar după schimbare, dar nu a existat chiar riscul să se bată. Bă, nu cred că vreun jucător își permite să-i vorbească urât lui Dan Petrescu că îl schimbă. Sau că nu-l schimbă. Ai, vorbește urât dacă se uită Dan Petrescu la nevastă sau așa. Iubi. Sau îi bagă pe aia cu 3 zile înainte în cantonament și el se duce și o invită pe aia la o cafea și află nu știu cine. Și hai că, bă, fotbalistic, în vestiar, în, bă, nu poți să-i vorbești turul lui Dan Petrescu. Asta cu nevasta și cu afla a fost un exemplu, poate nefericit așa, dar ca să înțeleagă și ăia mai care nu înțeleg când vorbesc normal. Pentru că Dan Petrescu nu cred că acceptă să-i vorbească vreun jucător urât. Cu atât mai mult de față cu tot grupul. Să-și vorbească urât pe el, ăla o fi zis ceva, dar credeți că Dan Petrescu să pune la mintea oricărui jucător să-i răspundă, mai ales la pauza unui meci în care el schimbă strategia, sistem de joc, face schimbări, dă alte indicații. Ai că în 15 minute ce, să stai 5 minute să te îmbrâncești și să te scuip și să vorbești urât cu Culio? Nu cred, cunoscându-l pe Dan Petrescu, repet, dar, na, scriind la ziar, poate că s-a întâmplat, că și spun oamenii ăștia aici, surse din club, deci, de-aia zic că nu cred. Pe urmă cu ăla cu Debeliuc, iar nu cred că, zice așa, aici ca să trec și la partea cu UEFA repede, că nu mai avem timp, zice Debeliuc ar fi refuzat să antreneze la un moment dat, a explicat că îl doare undeva. Petrescu a cerut un remene și le-a transmis unor persoane din club să-l programeze. A doua zi, Debeliuc a apărut pe teren gata de antrenament. Tu nu erai accidentat? A întrebat Petrescu. Ba da, dar acum sunt bine. L-a scos din antrenament și a interzis să mai participe la programul primei echipe. Păi dacă ăsta, că e la fel de grav, după părerea mea, adică bă să nu vrei să te... Și cine? Debeliuc. Hai să fim serioși. Nu că Debeliuc n-ar fi bun sau n-ar fi fost util la club, dar dacă să chinuie Dan Petrescu puțin și cu oia care mai sunt pe acolo, ca Debeliuc mai găsesc 5, cel puțin. Bă, dacă ăsta e, într-o zi n-are chef, adică bă, știți cum să face, că sunt, nu ne mai ia, că noi mai vorbim așa deschis aici câteodată, de-aia și ăștia care tot contestă ce zicem. Bă, ai o noapte agitată, nu știu, n-are somn nevastă ta și tot vrei să o adormi mai repede și muncești mai mult, plânge copilul, te îmbeți. Nu dormi bine, te duci la o petrecere și te simți senzațional și bă, dă bă, lasă. Bă, te duci a doua zi, înainte cu 2 ore la stadion și aștept să vină Dan Petrescu, antrenorul principal, nu Dan Petrescu. Și de bă, mister, uite, aș putea să fac, dar nu vreau nici să te păcălesc pe tine, nici să mă mint pe mine. Bă, mister, bă, m-am dat și eu peste cap azi noapte, nu știu. Am zis motivele, pot fi sute de motive. Am fost cu o curvă, m-a exploatat nevastă mea, n-a dormit amanta, m-a durut în cot, a plâns copilul, a fost petrecere la etaj unde stau în bloc și nu m-am odihnit bine, m-am îmbătat, m-am făcut muci. Nu știu, bă, și te duci și zi, bă, mister, bă, lasă-mă și pe mine mai ușor azi. Lasă-mă că uite, m-am dat peste cap, n-am, nu vreau să, pot să fac antrenamentul, dar de ce să-l fac la mișto? Lasă-mă vă să mă duc și eu la bazin, să fac un masaj, ies pe teren, alerg 20 de minute, o transpirație bună, intru puțin la sala de forță pentru tonus și lasă-mă mă mâncați și gura ta să fac un masaj bun, bazin, o saună și pormă intru în program, mănânc și mă culc la prânz. Și la al doilea antrenament sunt vână. Dacă n-ai chef, sau bă, mistere, nu mă simt bine azi, pur și simplu, bă, mistere, nu mă simt bine. Lasă-mă și pe mine mai ușor o zi, că bă, cu un antrenament nu moare nimeni, mai ales că nu sunt foarte mulți atacanți la
la CFR Cluj și de orice atacant e nevoie. Adică dacă te duci și vorbești cu Dan Petrescu și îi spui într-o zi că nu te simți bine, nu cred că nu te bagă să joci etapa următoare, că ai fost sincer și te-ai dus și ai spus. Decât să vii cu vrăjeală de asta ieftină că te doare degetul și a doua zi nu te mai doare. Adică un fotbalist profesionist așa face. Se duce la antrenor și îi spune. Poate îl cheamă și pe doctor. Băi, doctore, uite, că doctorul de obicei e mult mai apropiat, doctorul, secundul. Bă, hai să vorbim cu Dan, tu ce crezi? Bă, uite, m-am dat peste cap și hai să-i spunem lui mister să fii și tu acolo, să fii mai mult, să mă susții și tu, bă, să nu fac antrenament azi. Și n-are cum să zică, ce îi zicea Dan Petrescu, te bă, mă, Tancur, mă interesează pe mine ce ai făcut tu, treci mă la antrenament. Nu, asta sunt convins. Deci, de-aia spun că în momentul de față șansele CFR-ului la campionat cu informațiile acestea scad. Mai apare de islandez că e supărat și că nu știu ce, l-a întrebat Dan Petrescu dacă vrea să fie rezervă sau să meargă în tribună, de Alibek ar vrea să plece, deci apar multe, multe informații. Cam aici o terminăm cu CFR-ul. Deci în momentul de față șansele Craiovei cresc la câștigarea campionatului, asta este părerea mea. Acum tot din gazetă citesc și spune așa, zice, e groasă. Fotbalul românesc se pregătește de cutremur. Solicitarea primită de UEFA poate avea un impact devastator asupra cluburilor. Și zice așa, Comisia Europeană a solicitat UEFA să introducă România pe o listă scurtă, formată doar din 4 state, atenție, 4. Care să intre într-un program de monitorizare pe 3 direcții. Statutul FRF, regulamentul privind transferul fotbalistului, dar mai ales structura pe care se face angajarea jucătorilor de către cluburi. Și aici e punctul cel mai important, nu cu FRF, nu cu... De ce? În momentul de față în România, fotbaliștii nu au contracte de muncă. De ce? Pentru că la contractele de muncă plătești niște taxe și impozite foarte mari. Și atunci iau niște convenții de prestări servicii, de așa mai departe, care avantajele fiscale sunt mari. Adică nu plătești bani 50%, 40%, plătești undeva la un sfert. Dări la stat și așa mai departe. Și atunci îi spun în felul următor. Forul european cere introducerea unui model unitar care să prevadă obligatoriu contract de muncă. Ia nenorocit, dar e foarte bine pentru fotbaliști și e foarte bine și pentru stat, că colectează mai mult. Bă, cine are bani să stea la prima divizie, cine nu, duceți-vă tată, divizia B, divizia C, că în străinătate e altă treabă. Sunt și plafoane salariale. Divizia C, B, A și așa mai departe, care nu poți să plătești un jucător mai puțin decât e plafonul. Bă, scrie divizia nu știu care 60.000 pe an, adică 5.000 pe lună, bă, nu poți să-i dai tu 3.000 că ești tu șmecher. Nu, frate, îi dai de la 5.000 în plus, în sus. Dacă ai, dacă nu, asta e. Ia-ți jucători care să accepte 5.000, dar banii aia sunt garantați. Nu ca la noi, semnează pe 30.000 și ia 30.000. Cu unul între, da? Deci nu. Și zice așa, în acest moment niciun club de fotbal din țara noastră, niciun club, rețineți, nu are jucători angajați pe contract de muncă, ci pe unul de activitate sportivă, în care facilitățile fiscale oferite de stat sunt imense. Trecerea la contractele de muncă ar însemna un surplus de peste 50% la contracte, că sunt taxele mai mari. Deci, va fi echivalent cu... Și așa avem un fotbal nasol. Scăderea drastică a valorii va juca... Cum a fost, dacă vă aduceți aminte, în Ungaria, acum vreo 15 ani, 17 ani, dar să duceau jucători din divizia C, care, vai mama lor, abia jucau în România și semnau cu echipe din prima divizie în Ungaria. 1.500, 2.000 de euro și ei luau 300 de dolari pe la satul mare, pe la Arad, pe la nu știu ce echipe vai de ele în momentul respectiv, pe la divizia C, divizia D, divizia
și se duceau în aia și mamă, sunt în prima divizie în Ungaria. Cam așa va deveni România dacă se trece la treaba asta, care e foarte binevenită și e un act de normalitate dacă se va întâmpla. Zice, fotbalul românesc a intrat pe radarul Comisiei Europene, România, alături de alte doar 3 țări de pe continent, face obiectul unui studiu, dar și a unei monitorizări. Cu UEFA, cu FIPRO, partea europeană a Sindicatului Mondial al Fotbaliștilor, ligile profesioniste de fotbal din Europa și ECA, organizația celor mai puternice cluburi de pe continent. Și atunci, Polonia, Cehia și Serbia sunt... concluzia a fost clară din partea Comisiei Europene. Atenție sporită pentru Polonia, Cehia și Serbia. Ultima chiar dacă nu e membra a Uniunii Europene. Deci dacă fotbalul rulează în România pe contract de activitate sportivă. Adică de-aia n-ai pensie, de-aia nu poți să-ți recuperezi banii niciodată, de-aia nu poți să faci nimic. Ești un fel de sclav cu acte. Lucru girat de Sindicatul Fotbaliștilor din România, de federație, de ligă, de conducători în general, conducăreți și forurile conducătoare. Și zice, cluburile au cu acces contract de activitate sportivă, cluburile au facilități fiscale imense față de ceea ce ar însemna un contract de muncă. Așa că zice, nu se mai poate accepta ca un fotbalist să nu aibă un contract de muncă aliniat standardelor europene. Chiar dacă în România se vrea altceva, la un moment dat vom fi siliți să facem acest pas. Păi de ce să fii silit? Dacă de ce sunt siliți? Păi normal că vor fi siliți, obligați și așa, pentru că acum taxele și impozitele sunt undeva la 13%. Și s-ar putea ajunge la 75%, adică falimentul fotbalului românesc. Asta ar însemna, sunt aici date niște sume, chiar puteți să căutați articolul pe gsp.ro, da? V-am spus să intitulează, e groasă, fotbalul românesc se pregătește de cutremur. Bă, dar e normal pentru fotbaliști, repet, bă, fotbalistul în primul rând că începe de tânăr să lasă de vreme, nu are nicio protecție socială în momentul de față, n-ai pensie, n-ai asigurări, n-ai nimic. Clubul face la mișto niște asigurări de sănătate care sunt făcute că trebuie bifate, da, când ai nevoie de ceva, păi asta n-acoperă, asta nu intră, asta nu se poate, asta e prea scumpă, dai din buzunar dacă nu găsești înțelegere la club. Când te dă afară, te dă afară că așa vor ei. Când nu-ți iei banii cu lunile ăia de la ligă, care apropo am văzut că secretarul de la ligă câștigă 20.000 de euro sau în jur de 20.000 de euro pe lună. Păi bă, ce facem, mă, și președintele de la ligă 30.000. Păi ce fac, mă, ăștia de bani ăștia? Ce fac ei de bani ăștia? Sunt curios așa, ce mare activitate. Bă, nu-i frumos să te legi de bani și de... Că nu e și fiecare, bă, bravo lor. Sunt deștepți, au prins post acolo, treaba lor, bravo lor. Bă, dau într-un fotbal în care moare de foame. Bă, dacă erau banii la zi în România, că toate lucrurile mergeau senzațional, era bogăție, putea să câștige și 200.000, 300.000 pe lună. Bă, bravo lor, că mergeau lucrurile. Păi, dar la noi nu merg. La noi toți se vaită de sărăcie, de foamete, le chiorțăie mațele. Fotbaliștii au 20, 30, 50 de milioane pe lună și nu-și mai recuperează banii niciodată. La comisii durează cât un an până le dau dreptate membrii comisiilor sau comisia respectivă. Păi și tu atunci ții liniștit așa pentru nimic? Da, mă rog, na, fiecare, bravo lor, bă, bravo lor că au ajuns acolo, bravo lor că și-au făcut salariile astea.
Ce să vă? Bă, înseamnă că merită oamenii, dacă îi câștigă banii ăștia de atâta timp, să posteze din când în când pe Facebook și odată la 3 ani să facă o conferință de presă că se apropie alegerile, bravo lor! Bravo lor și înseamnă că... Și vorbim de reprezentanții fotbalului din prima divizie. Păi eu sunt curios, dacă ar face cineva așa o statistică, câți jucători din divizia A au 20.000 de euro pe lună? Câți? De 30.000 nu mai vorbesc, cred că nu sunt. Dar, na. Cam atât, pentru azi că ne-am lungit prea mult. Urmează zilele următoare, partea a doua cu domnul Andone. Urmează discuții iar cu Iulian Chiriță. Mai urmează un antrenor de primă divizie și surprizele vor continua. Vă mulțumesc frumos! Protejați-vă, faceți sport și nu uitați. Fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne va vedea cineva. V-am pupat!